Ia zi, Ioane, ce ți-au luat, mă, ăștia de Secret Santa? Ți-au luat și ei, mă, un cadou mai bun? Ce să-mi... Păi stați o leacă, domn diriginte, că știu că i-ați dus la Bran, nu? Acum 3 luni, ce, Doamne iartă-mă. Chiar așa, nu v-au luat nimic? La ce te aștepți, mă, de la ăștia? Nu știi că sunt zgârciți toți? Păi cum e, domnule, posibil așa ceva? După ce că le dăm din orele noastre cele mai bune ca să-i educăm, să-i facem disciplinați, să-i facem responsabili, că nu se mai poate, mă. Chiar așa, nu v-au luat și ei nimic? Nu, domnule, nu mi-au luat. Hai de mine și de mine. După ce că i-ați dus la Bran și nimica, nimic, după așa o excursie. Alții nu merg, domne, alții nu văd niciodată Branul. Dar ăștia au văzut. Și dacă mă gândesc bine, îmi amintesc că ați dat din banii dumneavoastră pentru ei. Ce pe banii lui, mă, că ăsta a făcut bani acolo, n-a pierdut. Hai, colegul, vorbește frumos aici, da? Este treaba domnului ce a făcut acolo. I-a dus, da? Asta contează. Dar ei ce fac pentru domnul? Leprele. Dar de ce, mă? Vouă ce v-au dat? Păi... Mie mi-au luat fetele mele preferate niște bomboane, ca de obicei. Știu la cine te referi, colegul. La Ioana, aia cracii lungi rău, a? Da, la Ioana mă refeream. De unde știai? E una din preferatele mele, ce să zic acum? Nu, domn profesor, este una din preferatele mele. Ei bine, domn profesor, eu cred că la sport Ioana este una dintre cele Domnilor, mai... Domnilor, reveniți odată la subiect, vă rog frumos. V-au luat ceva sau nu? Domne... Mie mi-este destul că i-am pe acești copii dragi. Eu sunt foarte recunoscător pentru clasa mea. Pentru mine este mai mult decât destul că putem cânta un colind împreună la final de an. Băi, te fac ăștia ca pe brânzică, colegul. Te-au făcut rău de tot ăștia, colegul. Vai, Aolea, doamne. Aolea, colegul, de unde ai venit tu? De la ce liceu zici că ai venit? Hai, nici nu contează. Înțelege că aici nu așa se face treaba cu copiii ăștia, da? Că aici nu suntem prieteni cu copiii ăștia. Revinoți!